La ora actuală, creștinismul se află în criză. Atenție! Când spun creștinismul, mă refer la toate formațiile creștine. La ora actuală, Biserica Adventistă este în criză. Cum? Vrei să aduci umbra asupra Bisericii lui Dumnezeu? Dacă citiți scrierile Spiritului Profetic, veți descoperi că tot timpul, în toate mesajele ei, exprimă aceeași neîmplinire, aceeași lipsă. La un moment dat spune, niciunul din 20, niciunul din 100, niciunul din 1000. Sunt tot felul de evaluări, nu neapărat proporționale, dar care arată că lucrurile nu sunt cum ar trebui. Puteți să-mi spuneți, de ce Biserica Adventistă, cea care e chemată să poarte steagul ultimei bătălii, care are tot adevărul descoperit și este mandatată pentru toată lumea să ducă o solie din vârful cerului, de ce ea este în criză? Care este, ca să vă ajut cu o altă, nuanțare a întrebării, care este adevărul cel mai ignorat de noi adventiști? Da, e frumos, dar care e ăla? Și părerea mea este că dacă intrăm pe adevărul prezent, eu vă arăt din scrierile Sorei White că nu e unul. Au fost în fiecare epocă un alt adevăr prezent. Deci mă întreb pentru acum, care este ignorarea cea mai gravă care conduce ca viața noastră creștină să fie rutină? Știți ce e rutina? Ușa în palamale. Bim, bam, bim, bam. Nu se schimbă nimic, se mișcă. E o mișcare moartă. Puteți să-mi spuneți ce anume mă determină pe mine ca eu să fiu adventist? Firesc. Eram într-o comunitate, nu vă spun care. Era lângă un stadion și era în București. Și eu predicam. Am fost pastor în acea comunitate 4 ani. Și uaa, se aude odată un vulcan de voci și tot corul a ieșit. După care tot corul reintră înapoi, vesel sau amărât. Au băgat gol. Și mă întreb, Domnule, e serviciu divin. Bine, n-au ieșit chiar toți, dar cel puțin 3 sferturi au ieșit. Sau jumate și au spus celorlalți, bucură-te. Eu mă întreb, cum poți fi tu adventist lumesc? Cum poți fi, de exemplu, ați auzit de filme de noapte? Nu te vede nimeni și cauți și dai de bălți adânci. De ce? Cum pot eu să fiu creștin și totuși să mă joc cu prostii? Cum pot eu să fiu tânăr adventistă și să doresc, chiar până la căsătorie, să mai simt ceva din dulceața dragostei? Cum pot să fiu eu creștin și când e vorba de zecime, hai să o dăm, că de data asta trebuie să o dau, că 3 ocazii n-am dat-o. Ce lipsește? Ce este cel mai ignorat? Cine vrea să-mi spună? Vreau pe elevii școlii întâi să-i chestionez. Mă poți ajuta? Rahel, mă poți ajuta? Haideți să vă spun o întâmplare. Curând după ce am intrat în seminar, iar prin anul 1975, am întâlnit, eram deja trecuse un an, urmase într-un anul doi, am întâlnit la Popatat un băiat, pe nume Costel. Era din Teleorman. Nu era încă botezat, dar vrea să intre la seminar. Așa ceva n-am pomenit și a și intrat, dar vă spun istoria. Și urma sabatul viitor să se boteze și peste 3 săptămâni era examenul la seminar, în octombrie. Și sigur, cum eram și eu venit din lume cu zel, am întrebat, și cum e, ce te-a determinat, cum, ce? Părinții lui n-aveau treabă. Și l-a spus, am lucrat pe șantier cu tata. Bisică, terminase liceul, era ceva mai mare. Și spune, lucram pe șantier și șantierele erau jalnice în comunism. Dormeai într-un vagon, erau câteva vagoane, nu erau barăci, erau vagoane. Se încingeau ziua, se făceau rece noaptea. Și uite, stăteam eu cu tata într-un vagon. Deodată mă trezesc în crucea nopții și îl văd pe tata, care dormea, ridicându-se, bang! De câteva ori... Nu există explicație. Nu este o forță fizică, antigravitație, barbă. Nu există. Ce era acolo? Păi tata umbla cu vrăjile. Tata umbla cu necuratul și necuratul își bătea joc de tata. Când eu am văzut asta, am spus stop. E un diavol și e un Dumnezeu. În satul lor, în Plosca, erau adventiști, el s-a mai dus acolo, dar de data asta a spus, domnule, nu-i niciun dubiu. Vă rog, rețineți. Lucrul cel mai ignorat de poporul meu și uneori de mine este că noi trăim în lumi paralele. Știți ce înseamnă asta? Două lumi care merg în același spațiu, dar paralel, care se interferează. De eu sunt ignorant de cei deasupra mea. Eu sunt într-o lume materială, am învățat legile materiei, cauză-efect, dar nu știu că sunt și alte forțe mai deasupra. Și atenție, fete și băieți, habar n-aveți că diavolul are acces la mintea voastră. Băiatul meu acum are 40 de ani. Ce mare băiat! Pentru mine era mic, băiatul meu. Ei, băiatul meu mă spune, tata, știi ceva? Eram de 5 ani, de 4 ani și auzeam o voce, fă ceva rău, zice, știam că e diavolul. Adică, tu zici că-s gândurile tale, nu sunt. Noi avem o antenă care prinde posturi străine. Pentru că noi am păcătuit și diavolul are acces la mintea ta. Tu crezi că-s gândurile tale. Și le iei ca fiind gândurile tale, dar nu sale tale. Dumnezeu nu te lasă în mâna celui rău. El a trimis planul de mântuire și vin gândurile Domnului. Nu fă asta, nu-i bine. Ba fă, ba nu fă. Și noi ne trezim, ne descoperim ca piesa, miza întregului joc. Când doi inși se ceartă pentru prăjitură, prăjitura e miza. Ei, pentru tine, pentru mine, și diavolul și Dumnezeu se ceartă. Vreau să vă... Nu mai merg acolo, că e departe. Vreau să vă citez Apocalips 12:7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Și balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și balaurul, șarpele cel mare, diavolul, a fost aruncat la pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Vai de voi, versetul 12, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la liceul Integritas, la voi, e clar, la fiecare dintre noi și e cuprins de mânie mare, pentru că știe că are puțină vreme. Știe că are puțină vreme, pentru că aveți profesor, aveți materie, aveți închinarea, că nu o să mai poată curând să vorbească cu atâta autoritate cu cât vorbește acum, cât suntem încă vulnerabili. Tehnologia ne-a produs multe avantaje. Dar știți că tehnologia aceasta ne-a stricat antena spirituală. Noi totul raportăm acum la material, la lumea aceasta care se vede, care se pipăie, oameni, știu, școală, profesori, dacă nu sunt ei, e bine, e aici tot cei doi. Și dacă noi am ridicat privirea să vedem lupta spirituală, n-am mai alege, n-am mai face unele alegeri pe care le facem acum, pentru că credem că, ce e? Am două cazuri pe care vi le prezint. E un bărbat foarte cunoscut în lumea New Age. Îl cheamă Randall Baer. Știți ce este New Age? Nu știm. Se cheamă epoca, era nouă. Dar noi nu știm ce e în fond New Age. Va trebui să știți, pentru că voi, venind aici, voi deveniți, vrând nevrând, purtătorii unui mesaj, a unei înțelegeri la ceilalți tineri. Voi sunteți privilegiați. Ei l-ați învățat în școli seculare. Voi învățați într-o școală creștină și trebuie să ieșiți mai deștepți pentru marea luptă decât ei. Randall Baer este un tânăr născut într-o familie, îl găsiți pe internet, dacă chiar vreți. El s-a născut în California într-o familie creștină, protestantă, dacă nu mă înșel, metodistă. Dar tânăr, viața bisericească cam de rutină, părinții probabil l-au convins că merge și așa, adică în două bărci. Că n-a văzut probabil devoțiune, n-a văzut probabil autenticitate și a spus, eu caut, dar ăștia n-au ce să-mi dea. Și hop, a venit oferta. Mai întâi, Ouija, ați auzit de bordul Ouija, planșeta Ouija, se scrie O-U-I-J-A, Ouija. Este o platformă cu litere, ABCD și cu numere. Și când intri într-o anumită experiență sau transă, mâna ta urmărește paharul și paharul se mișcă, nu tu îl împingi. Și tu doar urmărești și citești. Azi, IV, IN, L, AT, IN, E, azi vin la tine, C, azi. Și pur și simplu comunică cineva prin acest uiat. E foarte interesant. Pot vorbi cu... Te miri cu cine? E ceva foarte interesant. Apoi globul de cristal, apoi ședință seans, ședință de spiritism. Și tot așa, până când a devenit un expert New Age, expert în meditație transcendentală, în mantra, poate nu știți cuvintele acestea, ele apar explicate într-o carte, nu e târziu niciodată. Cine vrea, le găsește acolo. Yoga, Channeling, ați auzit de channeling? Channel înseamnă canal în limba engleză. Channelul este canalul dintre Franța și Anglia, the channel, canalul, adică marea zona de canal. Ei bine, channeling în care tu ești luat în stăpânire de un maestru spiritual, ghid spiritual, e ceva dintr-o altă lume. Și el nu doar că intră în tine, dar el face lucruri de care tu nu ești conștient. De exemplu, ați auzit scrierea automată. Intri în transă și până începe să scrie în arabă. Și scrie, tu nu știi arabă. Cazuri reale. Îi dai un arab și arabul spune ce ți-a zis. Sau într-o altă limbă pe care n-ai învățat-o. Sau în română, chiar în română. Mesaje. Acupunctură. Recesiuni, adică te întorci în viețile anterioare, încarnări, OZN. În cartea asta, nu e târziu niciodată, este o anexă și acolo ultima anexă se numește OZN. Și tipul a devenit în 15 ani un mare guru, guru înseamnă șef, adică unul care este... cu adevărat are școală, e conducător, îl urmează oamenii. La un moment dat o întâlnește pe Vicky, tot așa o vrăjitoare, o fată, care făcea, știu eu, dialoguri cu cei morți. Deci că s-a întâlnit cu Moise, cu Mozart, cu un mare șef de trib indian, nor-alb, și-au înființat New Age Awareness Center, deci un centru de conștiință New Age. Aveau clase. El, în 1984, scrie un manual despre energia cristalelor. Și că fiecare cristal are putere și are energii pozitive, negative, trebuie să știi unde să le pui. Și vă spun, lucrează! Știu că lucrează. Iar cartea aceasta până azi e cel mai bun volum, cel mai bun manual despre energia cristalelor, despre folosirea lor. Vreau să vă spun ceva așa în paranteză. Trăsătura comună a tuturor acestor hinduism, yoga, meditație, acestor practici oculte este ideea de energie. Nu e Dumnezeu, nici diavolul, sunt energii, ceva impersonal. Deci asta e trăsătura comună. Treaba este că, cu ocazie, Randall Baer, el avea din când în când călătorii astrale, ieșiri din corp, călătorii în spațiu. Și la un moment dat, când era într-o stare de superbă încântare în lumea aceea, era atât de dulce și a stat ore întregi în acea comuniune cu spiritele, deodată cortina parcă ți-a dat o parte și spiritele se descoperă dragi. El se sperie atât de rău, deci pur și simplu Dumnezeu n-a vrut să rămână în neștiință, a dat cortina la o parte și a văzut niște chipuri pline de ură, de sadism, de patimă de a-l sucurma. Și spune, a început să tremure, s-a luptat să iasă, n-a putut, până la urmă a reușit cu greu, dar tremura 2 zile la rând și 1 săptămână n-a putut vorbi. Și a spus, pentru prima oară am înțeles cine se află în spatele acestora. Sunt demonii. Dar era prins de ei, nu dădeau pace. Soția lui Vicky, din joacă, a deschis canalul de TV cu televangeliști. Billy Graham, nu știu cine, vorbeau acolo și el a intrat și zice, ce faci? Biblie. Și zice, e interesant ce însemnează că Dumnezeu lucrează și cu acești oameni dedați. Și el spune, Când a început să se uite și el, deodată așa, un simțământ de pace, ce parcă a ajuns cu pământ solid sub picioare. Și diavolul chinuia, termină, te omor dacă te uiți. Dar el a înțeles că este o mare luptă. Și Randall, săptămâni de-a rândul, stătea non-stop, uneori și noaptea, să vadă televangeliști și a făcut o Biblie pe care o văzuse la părinți, dar n-a citit-o niciodată. Nu știa el capitolul 16 din Numeri despre Core, Datan și Abiram, de exemplu. Că n-a citit-o. Și a început să o citească. S-a dus să se boteze. L-au botezat, dar demonii tot nu i-au dat pace. Până când, în urma unei experiențe de pocăință, de zdrobire, a fost eliberat. Știți ce a făcut el? Știți ce a făcut el? S-a hotărât să demaște toată șarlatania diavolului. Și a scris o carte numită Inside the New Age Nightmare. În lăuntrul coșmarului New Age. Iar omul dă pe față, el care e guru, care avea școală, care avea carte, un bestseller, milioane de exemplare tipărită. El a spus, e diavolul! Vreau să închei cu epilogul din experiența lui. Cartea se afla sub tipar. Mai avea 5 zile să apară și Randall Baer este omorât de demoni. El mergea cu mașina și a avut un accident pe care nimeni nu și-l explică. Mașina era alături, căzut din mașină pe iarbă, era culcat el fără răni, geanta lui era lângă. Cum a fost accidentul când nu e nici boțire, nici nimic? Probabil că demonii poate uzează de un anumit drept. Dar Dumnezeu, dacă a îngăduit ca să ne cutremurăm. Și să știți că nu trebuie să fii new ageist. E destul să fii elev la Integritas și să ai un păcățel, ceva mic, pe care doar tu îl știi. Eu nu știu, dar el știe. Dragii mei, suntem în marea luptă. Satana și Hristos se bat pentru tine. Cazul 2. Îl găsiți pe internet. Este Bruce Van Natta. Bruce Van Natta este un cetățean. Copil credincios. Părinții copii buni, oameni care l-au crescut, cum v-a crescut tata, mama pe voi, credincioși. Cu altarul, cu rugăciunea, cu studiul Bibliei. Dragii mei, cheia este studiul Bibliei de dimineață și rugăciunea. Vă spun așa în taină, sunt atât de fericit că nepoțica mea de 11 ani nu e zi când să nu studieze Biblia și apoi se roagă. Nu 1 minut, nu 3, poate 10. Uneori am deschis-o și așa am găsit-o așa. Și zic, ce faci? Vorbesc cu Dumnezeu. O să vorbești cu Dumnezeu, nu doar să ta-la-la-la-la-la-la, amin. Ce să vorbești cu El? Ei bine, Dumnezeu i-a tot spus lui, Dumnezeu i-a spus, hai, fă-te misionar, dar era un timid și nu pot. Și a hotărât să se facă mecanic auto. Mecanic auto. Și a făcut un atelier, locuia în statul Wisconsin, în America. Între timp se mută și în California și în ziua de 16 noiembrie 2006, cu 13 ani în urmă, repara un tir mare de 20 de tone. Tirul e ridicat dintr-o parte pe un cric, un cric hidraulic. El intră sub mașină, se uită, a ieșit de acolo, ce e gata, dar șoferul, un om negru de treabă, zice, auzi, mai am ceva acolo, vezi tu că poate trebuie să umblu. Ok, zice el, a intrat. Nu se știe cum. Cricul a căzut. Și mașina aceea, cu osia ei, l-a tăiat aici. Spune că era între beton și axă 3 centimetri. Ori am aici coloană, am intestine, am organe, 3 centimetri. Spune că a simțit o durere îngrozitoare și șoferul spunea, îmi pare rău, se văicărea, îmi pare rău. În momentul celei mai mari dureri, el vede două ființe luminoase, una de o parte și alta de cealaltă parte. El le-a văzut. Au săltat sau nu mașina, dar și-a pus mâna pe capul lui și spune, în momentul acela durerea a dispărut. Iar eu, deși tăiat, îi spuneam șoferului, ridică mașina. Și îmi spune, nu pot. Au dat telefon imediat, au venit, au luat cu elicopterul și au dus la spital. L-au deschis imediat. Înăuntru era praf. Coloana era praf. 3 centimetri. Atât. Intestinele praf. Vă spun exact. Coastele, splina, pancreasul, 5 artere vitale, nu vene, artere vitale, intestinele și vertebrele. Și se miră, doc, și zice, ăsta trebuia să moară acolo, deci l-au adus viu, e viu. Și spune el, cât era acolo sub mașină, o voce îi spunea, vei muri, alta spunea, stai cu minte, totul e bine, va fi bine. Două voci. Și spune, l-au operat, știți, intestinele fiind praf, i-au scos 75% din intestin, intestinul subțire. I-a rămas doar circa 1 metru, când intestinul uman are aproape 7 metri. 6 și 7. E incredibil. Și el nu mai putea să trăiască, pentru că dacă n-ai intestin, nu se absorbe mâncarea. Pancreasul era praf, am spus, splina. Au operat, au tăiat, și acum îl hrăneau doar pe venă, dar cât îl hrănești? Că trebuie să umbli. De la 81 de kg a ajuns la 57. Și doctorii spuneau, ăsta într-o lună moare, că nu poate trăi așa. Și acum atenție. După 2 luni, Bernard Joyce, o cunoștință de-a lui, s-au întâlnit o dată la mare, au păstrat legătura, un creștin foarte bun. Noaptea e trezit, are un vis. Du-te și roagă-te pentru Bruce. El stătea în New York, îl a luat în California. Probabil că a doua noapte, exact același lucru. Du-te, îți spun eu, Domnul, du-te și roagă-te pentru Bruce. Dar acest Bernard nu era pastor. Nu era nici prezbiter, era un credincios bun, dar un credincios în biserică, ca voi. Și zice, bă, dacă Dumnezeu mi-a zis, trebuie să merg. Și știi ce face? Ia avionul, se duce în California, dă telefon la nevastă, află că e într-adevăr nenorocit, merge la spital. El era cu tuburi tot și a zis, frate, Dumnezeu m-a trimis să mă rog pentru tine. ca în vechime, ca în timpul apostolilor. Și s-a pus pe genunchi, Doamne, te rugăm, pune mâna ta peste el. Când a pus mâna peste fratele nostru, un curent a trecut prin el și a simțit că mațele cresc. Mațele. Pur și simplu se multiplică intestinele. Pancreasul, buic, la loc. Și l-a știut că va fi bine. Vreau să vă spun că tot acest drum s-a petrecut la Spitalul Universității din South California, California de Sud. Și acolo sunt rentgene, sunt radiografii, sunt fișe completate care spun cum era și cum este acum. Vreau să vă spun, intestinele i-au crescut la 2,80, aproape 3, dar au o putere dublă de absorpție. Pancreasul și splina s-au refăcut. Coloana e bună. Când a ieșit din spital pe picioare, sigur că doctorii își făceau cruci. Asta ce poate fi? A spus, eu nu mă mai întorc la atelier. Dumnezeu mi-a spus din copilărie să fiu misionar. Și a făcut un ministry și a început să meargă din loc în loc să povestească marea luptă. Aș dori ca cineva să citească versetul 11 din Apocalips 12:11. Pentru că noi vorbim despre marea luptă, despre faptul că noi ignorăm că se dă o bătălie pe capul vostru. Un băiat, dacă a găsit, tu citește. Mulțumesc. Încă o dată o fată să citească exact acest pasaj. Cine vrea, te rog. Mulțumesc. Ați auzit? În biruința, în bătălia aceasta, avem o singură șansă. Noi trebuie să fim biruitori. Iar biruința este prin puterea lui Hristos și doar atunci când te lipești de El, când El e în tine. Închei. Mai avem o istorie, dar vă spun altă dată. Vreau să închei cu următoarele cuvinte. Aș vrea să conștientizați că voi sunteți la confluența dintre două influențe, diavolul și Hristos. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Și alegeți să fie ceva nu pentru o zi, până la escapada viitoare în deșertul plăcerilor de o clipă. Alegeți să-i slujiți cu toată inima și fără sfârșit. Amin? Hai să ne ridicăm. Părinte bun, îți mulțumim că ne-ai dat privilegiul să vedem dincolo de cortină, să vedem marea luptă între Hristos și diavolul. Și ajută-ne ca în clipa asta să știm să alegem bine, să urâm poftele noastre, pornirile noastre, mândria, egoismul nostru care sunt în mine și în fiecare, să ne urâm pornirile și să dorim după principiile și virtuțile și adevărul Tău. Binecutează pe fiecare fată, pe fiecare băiat, pe fiecare părinte sau profesor și vrem ca școala aceasta să fie mărturia înaintea Universului și a oamenilor că Tu ești biruitorul. Te-am rugat în numele Domnului Hristos. Amin.